Care e cea mai mare problemă din oraș? Aveam un teren privat, asta nu este un drept absolut. El este obligat să-l conserveze, să-l restaureze. Mă numesc Elena și am absolvit proaspăt facultate de arhitectură și urbanism în cadrul Universității Tehnice și deja activez în domeniu. Am rămas surprinsă că există astfel de clădiri în Chișinău și m-a interesat anume unde se află. Și deja am venit la fața locului, am analizat complexul, am văzut ce stare se află și am spus că eu vreau să iau acest obiectiv ca lucrare de diplomă. M-a surprins faptul că este de destinație culturală și de obicei deci casele, palatele de cultură erau făcute copy-paste în tot spațiul sovietic, însă această clădire are o structură unică, spațial volumetric, deci reprezintă ceva mai deosebit. În primul rând, ce bate loc este mozaicul, deci executat de Aurel David. Este executat într-o tehnică mai specială, din bucăți de sticlă, deci colorate, care consider că trebuie păstrată. În principiu, funcțiunile de bază eu le păstrez, anume aici a fost restaurantul, deci sala de festivități, holul principal care eu doresc să-l transform într-un spațiu pentru expoziții, showroom-uri, diverse poate activități, de asemenea, propun spații deci, pentru co-working, pentru industrie creative. Hotelul îl transform în bloc cu oficii, deci oficii de diferite suprafețe pentru persoană, două, trei sau grupuri de oameni. Adică m-am gândit să propun careva funcțiuni care ar putea să se răscumpere într-un oarecare timp această clădire. Adică oricum, când investești în cultură și în educație, aici, pe primul plan, nu este numai deci, răscumpărarea investițiilor sau a banilor. Aici are un rol mai mult social. Momentan am susținut și am apărat diploma și am avut ca temă principală a proiectului reabilitarea acestei zone, a cafenelei și a cinematografului Patria și a zonei adiacente. Eu când am început să caut un loc unde aș vrea să îmi fac proiectul de diplomă, m-am gândit care e cea mai mare problemă din oraș și am tot studiat și am ajuns la concluzia că cred că locul ăsta e potrivit din cauza scandalurilor politice și așa mai departe. Și pentru că mi se pare că este un loc care poate să fie dezvoltat și are foarte mare potențial. În primul rând, zona asta este ultracentrală și ea este în cel mai vechi parc al orașului cu statut de monument istoric. Din toate studiile au reieșit că aici a fost și club de lectură, a fost și teatru de vară, și sală de dansuri, și joc de dame. Locul ăsta are potențial de a fi un loc cu adevărat public, ceea ce nouă ne lipsește în oraș. În proiectul meu, de exemplu, eu am decis să revin la funcțiunea pe care eu o avea înainte. Din acest motiv, eu am propus și o extensie a cafenelei, care avea o librărie și care putea să funcționeze cu cafeneaua la a doilea nivel, fiind posibil amenajarea unei săli de recitaluri, lansări de cărți și așa mai departe, adică diverse evenimente culturale. N-am vrut să păstrez doar partea asta de restaurant și cafenea, pentru că am impresia că în parc deja sunt destule locuri de acest gen. De multe ori, argumentul că e teren privat cumva prevalează asupra la multe alte lucruri. Totuși, aveam un teren privat, asta nu este un drept absolut. Da, evident, tu ai dreptul de a te folosi de acest teren, este al tău, nimeni nu atentează la el, evident, dar orașele noastre au regulamente locale care nu pot fi încălcate pentru că tu deții sau nu deții un teren. Clasarea asta nu se face doar pe argumentul de, cum spuneam, de istorie. Și atunci poate fi orice declarat monument, dacă nu de arhitectură, cu alt criteriu. Și dacă este o soluție, este un instrument
sau nu un instrument, totuși tu ai cumva, tu ai cadrul legal. Și atunci când tu ai partea asta legală, este mult mai ușor ulterior să protejezi anumite obiecte. Da, în cazul nostru asta nu este o garanție. Istoricii spun că mozaicul nu trebuie mutat în altă parte, pentru că el a fost construit, el a fost cumva gândit la o anumită clădire. Noi vorbim, în primul rând, de grădina publică și, în al doilea rând, noi vorbim despre centru istoric, care e o zonă protejată. Și atunci tu trebuie să vii cu un proiect care se integrează în ambele obiecte, să zicem așa. Aici mai este o chestie, ține și cumva și de bunul simț și de ceea ce lași tu orașului. Dacă ai posibilitatea să faci altfel și să lași ceva mai mult orașului decât pur și simplu un bloc, nu văd de ce n-ai face.